Aici, mănăstirea Sfânta de Sus. Am ajuns noaptea. Mănăstirile emblema pe Transilvania, pe cea mai frumoasă mănăstire din țara. Am ajuns noaptea. 5 noiembrie. Părinte, să rămână. Oare deschisă biserica? După aia puteți veni un pic până la noi. Bine, mulțumim, iertați. Asta e chitoria lui Brâncoveanu. Chitoria lui Brâncoveanu. Constantin Brâncoveanu. E la chitorii tăi. Acum cartela, ia scoate cartela, să stă în becurile. Nu să stă în becurile. Uite ce ți-am zis. 15 secunde? 15 secunde. Ia, să vedem. Stai. Acum, îi bag în magnetică? E circuit. Ia veselea la baie, mi-e verde. Dacă le-a prins. Încă scos. S-a stins. Gata, s-a stins. Bă, caloriferul l-ai închis? Ai închis caloriferul? Nu, uite. Pune-l pe 1, mă. Interesant, cartelele astea magnetice. Acum gata. Ai tras ușa? Nu. No. Pas pe clanță. Nu poți. Ce tare. N-am mai văzut, m-am filme. Nu hai să... Pe aici. Să dacă e deschis. Asta e Brâncoveanu. Sâmbăta de sus, pe sâmbăta în jos. 2021. 6 noiembrie 2021. La mănăstirea Brâncoveanu. Astăzi, 6 noiembrie. Plecăm spre Sibiu. Venim de la Delta. Am zis de aici ne-am primit ca pe niște regi, împărați. Mă stăm de ploaie. Dacă era suin, se vedeau munții foarte frumos. Sunt magazinul bisericesc. Am drumit noi. Ne luam pe acolo. Pe etajul 1. Și aici ai mormântul lui părtele Teofil Prianu, să mergem la mormântul lui. E frumos, Dan, e frumos. Salut! Mă duc. Să-i părinte la sine boca. Să-i stare, să-i lăsați. În asta, patru de patru de noi. Ce frumos. Sus e paraclisul și aici e biserica. Na, Doamne, să mergem acum la izvorul, părinte la sine boca undeva acolo. Partea aia. Ciudat că uite ăla, tot în proșca. Aici era mormânt, casă, camera lui părintele Teofil Prianu, omul bucuriei. Veniți la bucurie, să scrie. Pe o să lăsărei, lumea rară, ce frumos e făcut. Ca și în Grecia. No, hai, mergem la mormânt, părintele Teofil Prianu. Bucuria! Dragă, prostia nu e un păcat, e un încas pe om. Haide, Claudiu, închide ușile raiului. Haide, mergem la ușile iadului de acolo. Haide, haide, haide la mormânt. Hai că moartea te așteaptă și pe tine mai încolo, hai. Haide, dragă. Haide, dragă, haide, dragă, îndată să colindăm din 20 și 20 noiembrie, câteva zile. Mai avem, punem crucea asta. Nu simt suficiorul, mă, mare, ți-o pierdut. Mulțumim lui Părintele Efrem că ne-a primit aseară, am venit întâmpinare fără să sunăm așa la Dumnezeu, pentru că am făcut la liturghie. Deci toți frații, recomand să mergeți la liturghie, că Dumnezeu să fie cu voi, că vorba aceea, totdeauna lucrul tău, să ne încep cu Dumnezeu, unde El, cu harul său și nimic nu e greu. Foarte frumos. Frumos, nu-i așa? Un col de rai!
A doua mănăstire cea mai vizitată din țară, Mănăstirea Brâncoveanu, după Nicula, zic eu. Da. Bine, acum cel mai frumos, cel mai vizitat loc este mormântul lui Părintele Arsenie Boca. Asta e Valea Sâmbetei. Când am fost copil, o zis doamna, să știți voi o vale pe care se circulă cu vaporul, am zis Valea Sâmbetei. Ca așa zis de la bătrâni. Na, bine. Drume bune prin lume moșilor, cocoșilor. O, România trezește.